Ursul, vulpea și măgarul. Când a făcut Dumnezeu pământul cu tot ce se vede pe el, se zice că animalele nu aveau coadă și urechi. Tocmai târziu de tot s-a gândit Dumnezeu să le dea acestora podoabe. Așadar, a luat Tatăl Ceresc rabojul dobitoacelor și, socotind câte sunt, a închipuit de fiecare câte o coadă și o pereche de urechi. Apoi a sunat din corn și la porunca sa s-au adunat toate dobitoacele. Toate, spuse și blânde, stăteau înaintea Domnului așteptând să fie împodobite. Dintre ele s-au găsit însă trei care au voit să-l păcălească pe stăpânul lumii și acestea au fost ursul, vulpea și măgarul. Cel din tâi, adică ursul, nici nu s-a sinchisit de porunca Domnului și, fiindcă era iarnă, a rămas în bârlogul său. Ceilalți doi s-au înfățișat înaintea Domnului, dar cu gândul că vor face în așa fel ca să poată scăpa de o asemenea podoabă, căci vulpea, cum este ea și reată, și-a zis că dacă va avea coadă și urechi, i-ar fi mai greu de gonit când ar fura ceva, iar măgarul, în prostia lui, se văzuse într-o oglindă și îi se păruse că este mult mai frumos fără coadă și urechi. De aceea s-au sfătuit între ei să rămână mai la urma celorlalți și la sfârșit să se ascundă printre cei împodobiți. Început ar Dumnezeu să cheme câte una dintre dobitoace și să le împodobească pe fiecare cu coadă și urechi. Astfel a mers lucrul liniștit, până când nu mai veni nici una în fața Domnului, dar mai rămăseseră trei cozi și trei perechi de urechi. Întrebă Domnul pe dobitoace, care dintre ele nu a fost în fața sa, dar nu răspunse niciuna. Atunci se mânie stăpânitorul și, căutând printre ele, văzu pe cei doi furișați între ceilalți. Îl chemă la sine, cercetându-i cum se cuvine, dar mai lipsea unul care nu-l găsea. Luând Dumnezeu condica cea mare, făcu apelul și găsi lipsă de urs. Se mânie dar și mai mult, voind să-l pedepsească, zise: fiindcă voi ați voit să mă păcăliți, voi adăuga și partea celui care lipsește tot la podoapele voastre, iar el să rămână ca netoții. Și cum a zis, așa a făcut. A băgat la urechile măgarului încă o pereche de urechi, iar vulpii i-a mai înnătit coada pe atâta și le-a dat drumul apoi. De atunci, ursul nu are coadă și urechi, iar toată iarna nu iese din bârlog. Tot de atunci și măgarul, fiindcă nu s-a mai văzut în oglindă, țipă cu hohot de câte ori se vede, câte un frate de-a lui. Iar vulpea, tot de atunci, are coada așa lungă și de furat tot nu se lasă.